Cu toate că este o ediție aniversară, președintele Camerei de Comerț Giurgiu nu s-a abătut de la reguli în ceea ce privește realizarea topului și al catalogului firmelor. Cifra de afaceri, profitul de exploatare, precum și alte criterii importante, au stat la baza întocmirii clasamentului, toate acestea însumate clasând firma pe locul meritat. Și anul trecut și acum, ca topul firmelor se organizează, ca și catalogul firmelor se întocmește după un program unic la nivelul sistemului cameral și în el intră câțiva indicatori care sunt cei mai importanți. Cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane, eficiența utilizării capitalului angajat. Anul 2013 este unul aniversar pentru Camera de Comerț, pentru că se împlinesc 20 de ani de când se organizează acest eveniment pentru cele mai bune firme din județul Giurgiu. Ediția 20 din acest an a strâns în catalogul celor mai profitabile firme 540 de agenți economici care au reușit să obțină o cifră de afaceri de top. În cadrul evenimentului se vor acorda, în plus față de anul trecut, 10 diplome de excelență pentru oamenii de afaceri care au rezistat în top două decenii. Anul acesta, fiind jubiliar, vom acorda și un număr de 10 diplome jubiliare pentru cei care, timp de 20 de ani, deci de la prima ediție de când am avut primul top, până acum au fost în catalogul firmelor. Nu am mai ținut cont de locuri, putea să fie de pe locul 1, pe locul 4 sau 5 sau 3, oricum au fost 20 de ani în acest catalog. Și, de asemenea, vom acorda o diplomă pentru 3 ani consecutiv, o distincție de excelență pentru 3 ani consecutiv pe locurile 1, 2 sau 3, o diplomă de onoare pentru 5 ani consecutiv. Președintele Camerei de Comerț, Alexandru Epânjac, a subliniat faptul că este îmbucurător că față de anul trecut numărul firmelor prezente în top a crescut, în ciuda faptului că România se află într-o situație economică dificilă.